UPL vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Am revenit, agricultura o șansă pentru România și așa după cum ați văzut în această săptămână, revenim și în Olanda, acolo unde este Bogdan Tudor, directorul executiv al AgroTV. Te salut, Bogdan, mulțumesc că ești din nou cu noi și admirăm acest superb câmp de la Lele pe care îl vedem în spatele tău și lângă tine. Ești chiar în mijlocul lui, de fapt. Rudi, încă o dată bine vă vedem și bine că ne ascultați telespectatorilor AgroTV. Sunt în câmp, sunt și cu soarele, noi când fii cu vedeți seama că și-am micut timizit pentru că e un soare absent puternic. A fost și ploaie la noaptea trecută și dimineață, umezeală, cam asta este vremea din Olanda. Da. Într-adevăr, astăzi am vrut să vă facem fericiți și să vă arătăm câmpuri cum găsiți în momentul acesta, în perioada aceasta, în toată Olanda. Câmpuri de flori, de toate felurile. Aici suntem într-un câmp de lalele, cu lalele, de culoare un roșu spre, nu știu, carmin, cam așa, un roșu spre roz. În spate, undeva mai departe, sunt niște narcise și tot felul altfel fel de flori. Zambile sunt foarte multe, care miros și foarte puternic, pentru că au un miros, într-adevăr, extraordinar de puternic. Dar cam așa arată Olanda în aceste luni de primăvară, când înfloresc câmpurile unde cultivatorii cultivă bulbii de flori, de astfel de flori. Puneam, sunt lalele, da? Sunt narcise, sunt zambile, sunt dalii și multe alte flori. Zi-mi, Rudi, te rog frumos, ești curios? Da, da, vreau să te întreb, Bogdan, pentru că ai străbătut România în lung și în lat cu AgroTV, dacă există ceva comparabil în România. Bănuiesc că nu la nivelul acesta, sau mă rog, poate o parte din, dar nu-mi dau seama. Îți aduce aminte de festivalul lalelelor din Argeș, din Pitești? Da, da, da. Ceea ce probabil ați văzut acolo, e la un nivel de 1 la 1000 față de ce se întâmplă în momentul ăsta în Olanda. Sigur că acum 400 de ani de când cultivă lalele aici, acum 400 de ani, 400 și de ani de când au apărut lalele și sunt cultivate în Olanda, de atunci bineînțeles că industria celor care produc flori s-a diversificat și bineînțeles s-a maturizat, dacă putem spune așa. Da, sunt companii aici în Olanda care au sute de ani. Și nu exagerez, sunt afaceri de familie de 100 de ani, dar sunt și companii tinere, destul de tinere. Da, Bogdan, ceea ce ne spui, sigur că mi-aduce aminte că, de fapt, bulbul de la lele a creat prima criză bursieră în urmă cu aproape 300 de ani, dar sigur, e multă istorie acolo. Spune-ne, te rog, cam care a fost programul tău și al vostru, al echipei de astăzi? Am filmat astăzi, sigur că da. Astăzi am filmat la două companii. O companie foarte tânără, din toate punctele de vedere. Este o companie doar de câțiva ani și cu foarte mulți tineri. De exemplu, cei care sunt, să spunem așa, ownerii, deținătorii sau patronii acestei companii, au undeva în jur de 40 de ani, iar majoritatea celor care lucrează sunt undeva la 20 și ceva de ani. Unii chiar 19-18 ani încă pe băncile școlii, dar lucrează la această companie. Sam este numele celui care este patronul. O să vedeți în materiale pe care AgroTV le pregătește pentru perioada de după sărbători. Le spuneam că este o companie tânără și întrebam la un moment dat pe el, pentru că am avut plăcerea să stăm de vorbă cu cel care deține compania, îl întrebam exact cum e să intri pe o piață care deja este foarte matură, știu majoritatea ce au de făcut și tu să intri din nou pe piață și să ocupi acolo un segment. Și a spus că, sigur că da, nu e foarte ușor, doar că vine cu inovație. Adică dacă au venit cu inovație și cu lucruri noi, și asta nu este valabil numai pentru industria florilor, este valabil pentru orice fel de industrie, au venit cu inovație și cu, eu știu, energie mare pe care o au într-adevăr tinerii. Și au câștigat ușor un loc pe piață. Ei sunt în momentul de față chiar reprezentați în România, lucrează cu distribuitori din România, exportă în România și cu o parte dintre orașele, sau mai bine zis, orășelele și orașele mari din România, pentru că
au trimis către ei destule materiale pentru a fi plantat acolo. Și au exemple, mi-au și arătat ce au putut să facă împreună cu cei de acolo. Da, apoi, acum, te rog, Bogdan, vreau doar să spun că... Fii curios, într-adevăr, trebuie să fii curios. Da, nu, vreau doar să te provoc așa să, în 5 minute, să tragem poate câteva concluzii vis-a-vis de această interesantă experiență pe care ați avut-o în Olanda. Din ce mi-ai relatat până acum în cele 3 zile, aș spune că, sau aș începe cu ce spuneai astăzi, și anume inovație și inovare, e nevoie de așa ceva. Da, pentru, cel puțin pentru companiile care sunt la început, tinere și vor să intre pe piață. Din, da, da, da. Am văzut o bună organizare a pieței, pentru că mi-aduc aminte că Peter ne vorbea ieri despre faptul că există o bună organizare a pieței, adică sunt producători, sunt traderi, unii dintre ei fac și lucrul acesta, le fac pe amândouă, dar le fac bine, nu? Și mai există și altfel de, uite, cum a fost astăzi, că pot să spun și de cei de la Molenar, sunt una dintre cele mai mari companii, de fapt e numărul 1 în Olanda, din punct de vedere al volumului. Ei nu produc, nu sunt producători de bulbi, numai că au furnizori de bulbi din toată Olanda, îmi spuneau de undeva din nordul Amsterdamului, deci din nordul capitalei, undeva în nord, până spre zona aceasta unde suntem noi, în sudul, sud-vestul Amsterdamului, deci ei au un volum foarte, foarte mare. Sunt numărul 1 pentru că ei au venit cu tot ceea ce înseamnă după ce iei bulbul și poți să-l faci. Îl pui, îl împachetezi, îl pui în diferite cutii, îl aranjezi în diferite feluri și mai ales decât, și mai mult decât atât, de exemplu, lucrează foarte mult cu ceea ce înseamnă cei care sunt clienții lor. Cum lucrează cu ei? Vă-ți întreba, dacă auziți vântul, să știți că e chiar un vânt foarte puternic. Cum lucrează cu acești clienți? De exemplu, vorbesc cu ei pentru anul viitor ce și-ar dori, care este trendul. Și spun, trendul anul viitor este să avem cutii pătrate, cutii rotunde, să avem un găletușe de metal, un găletușe de plastic, să fie câte două, să fie câte trei bulbi, să fie mix de plante, de flori și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care ei deja le discută pentru anul viitor și au o predictibilitate în ceea ce fac. Și atunci ei pregătesc toate aceste lucruri. Spuneam, ei tipăresc, ei fac cutiuțele, le aduc din alte țări și le oferă atunci când sunt gata celor care sunt... clienții lor, o întreagă gamă de astfel de, eu știu, până la urmă e ca un dar. Și nu numai, pentru cei care sunt pasionați de grădină, pentru cei care vor să cultive în casă, în balcon, în curte și așa mai departe. Asta sunt lucruri interesante. Concluzia pe care trebuie să o tragem după zilele astea și pe care, concluzia pe care noi o să avem după un șir mare de materiale, o să fie foarte multe materiale pe care le vom transmite de aici, de fapt nu le transmite, le vom face după ce ajungem în țară. Este că este o industrie extraordinară. Nici nu am crezut că pot fi atâtea, în primul rând, varietăți de flori. Este incredibil. Nu poți să-ți închipui. Câte varietăți de flori sunt, la fel de cele care le știm, câte varietăți de lalele, câte varietăți de narcise, câte varietăți de, eu știu, dali, câte varietăți de zambile și așa mai departe. Este incredibil cât de multe sunt. Apoi, cât de bine și s-a așezat, așa cum ziceai și tu, industria aici, cu producători, cu cei care sunt intermediari, cu cei care sunt, până la urmă, packagerii, cei care exportă și așa mai departe. În România, probabil că n-ajung toate aceste lucruri. De-aia noi vom încerca să transmitem mesajul lor către România, pentru că trebuie să știe că există o gamă largă, de la ieftine până la foarte scumpe, de la calitativ, mai puțin calitativ, până la maxim de calitate. Toate astea le pot găsi doar să cauți aici, în Olanda. Și Bogdan, mai mult decât atât, spuneau că România este o piață care este în dezvoltare și care contează pentru ei, deci vor fi și ei, dar doresc să intre pe piața din România cât mai mult. Absolut. Vreau să te mai întreb un lucru, pentru că din experiența pe care am avut-o aici la Agro TV, de multe ori vorbim despre, hai să spunem, legume românești, dar vorbim despre semințe olandeze sau din alte parte. Olandezii își fac și propriile semințe, proprii bulbi, cum fac? Au și produc astfel de sunt semințe? Sunt soiuri care sunt foarte vechi și recunoscute. Fiecare are o denumire. Sunt atât de numiri și unele atât de frumoase încât zici că sunt nume de prințese câteodată, glumesc. Dar chiar așa sunt. Și sunt soiuri numai pentru că investesc foarte mult și în R&D, adică în research and development, cercetare și dezvoltare. Asta fac. Sunt companii mari care fac lucrul ăsta și sunt și, cum să spun, ajutați câteodată de către un institut la nivel de țară, de stat, cum să spune,
care îi ajută cu anumite lucruri pe care probabil că nu toți pot să le facă. Dar da, există soiurile comune și există niște soiuri exclusive pe care ei le vând. Sunt companii pentru toate lucrurile astea pe care le-am numit mai devreme. Da. Și ca să vă bucur pe final, că probabil că am vorbit destul de mult și vântul să știi că dacă stai pe loc nu e chiar atât de călduț cum spui, da. Te pătrunde prin geacă. O să vă las pe final pentru că o să rog pe colega mea să... Lili, te rog frumos, în dreapta acolo, ușor, uite câți oameni avem. Și să fac oameni ăștia, vin și fac fotografii. Așa cum știți voi că existau fotografiile în rapiță, așa vin oamenii aceștia și fac fotografiile cu lalele. Păi ai anticipat... Deci nu să credeți, să opresc. Scuze-mă, ai anticipat, Bogdan, chiar asta vreau să te întreb, dar iată, ne-ai spus, sunt probabil oameni localni sau din alte zone care vin și fac fotografii, sunt de peste tot, vin în toată lumea, să știi, aici okay. Sunt, de exemplu, localnici, dar și foarte mulți care vin din toate țările Europei, pentru că știu că în această perioadă au ce să vadă și mai mult decât atâta, participă și la acel târg de care spuneam, acea expo de flori. Și mai e o chestie interesantă, de exemplu, pe data de 14, adică nu mai târziu de săptămâna viitoare, pe final, vineri, este chiar o paradă, se defilează cu niște care alegorice, cu tot ceea ce înseamnă flori puse peste tot, așa. Știi, mai făceau unul la noi pe la mare, dar da, de diferite da. Feluri, numai că aceste care alegorice pe care le veți vedea dacă veniți în Olanda, aici, în data de 14, sunt, eu știu, plină de flori și de frumusețe, de culori, de... Mulțumesc! Îmi spunea cineva, faceți aromoterapie și mai ales cromoterapie, îmi spunea cineva, e perfectă pentru asta. Da, mulțumesc, Bogdan, te lăsăm să mergi să te încălzești un pic, nu știu, în afară de bera olandeză, sunt și alte variante mai puternice, mai tare acolo, pentru... Nu ne-am mai auzit, Bogdan, gata, ne-am oprit. Dar iată, terminăm cu acest cadru frumos, bun. Ne oprim aici cu transmisiunea din Olanda, dar continuăm Agricultura o șansă pentru România. Vă spuneam că mergem din Olanda și de la acest super festival al florilor, așa cum l-ați văzut în aceste trei zile, mergem către Iași la Raluca Daria Diaconiuc, colega noastră, corespondent Agro și Prima TV la Iași. Bună ziua, Raluca, mulțumesc încă o dată pentru prezență. Bun găsit tuturor! Mai devreme am văzut un superb câmp de flori de lalele. Dacă ar fi să vedem un câmp din Iași, mi-e teamă că din anumite zone, mi-e teamă că am vedea un câmp inundat, nu? Înțeleg. Da, am vedea practic cel puțin numai în zona comunei și poate 50 de hectare de pajiște și aș putea spune că cam 23 de centimetri, așa minim are apa în zona respectivă, sunt în pericol și câteva gospodării și un drum comunal. De ieri pompierii intervin cu optopompele, dar practic dacă plouă continuu și debitul este așa de mare și vorbim în continuare de cod portocaliu pentru râul Miletin din zona comunei și poate situația nu e prea grozavă. Da, de unde vine apa asta, Raluca? De la ploaie sau au fost și râuri? Nu a fost colmatat acest râu Miletin. Uh-huh. A plouat destul de mult în ultimele 24 de ore și s-au topit și zăpezile. Aha. Acolo este una dintre zonele unde practic a nins foarte, foarte mult. Au fost zeci de mașini înzăpezite și tocmai fiind așa de mare zăpada, acum când s-a topit și a mai venit și ploaia, este un dezastru. Am ajuns aici, da. Da, sunt puse în pericol și gospodării, scuză-mă, Raluca. Da, cinci dintre ele deocamdată într-o anumită zonă. Uh-huh. Să sperăm că nu o să fie și în alte părți. Au mai fost și aseară gospodării în care a intrat apa în comuna Voinești, în alta zona Iașului. Dar ce am observat astăzi plecând spre comuna Șipote este în vara anului trecut discutam de o acumulare de un lac
care a secat cam 80% din el. Da, vă aduc aminte, cred că ne-ai spus, ne-ai dat informația Hălcen, chiar și în emisiunea noastră de aici. Exact, Hălcen se numește. Astăzi am crezut că nu o să-l văd niciodată, cum l-am văzut astăzi, eram la extreme. Deci a revenit lacul? S-a întors lacul? Ce a făcut? Da, e mult full, mai mare decât, e foarte tulbure apa și arată total, sincer, ciudat, aș putea spune. De la cei 18 centimetri adâncime din cauza secetei și crăpăturilor prin care puteam practic să bag mâna în pământul respectiv, iată că acum era această apă. În zona respectivă sunt foarte multe locuințe acolo, dacă ajunge la locuințe cu siguranță va fi destul de greu. Da? Da. Oricum specialiștii de la Administrația Bazinală de Apă Prut, Bârlad și sistemele de gospodărire de la apele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, toți supraveghează în permanență toate aceste acumulări, inclusiv aș putea spune că râul Nicolina din municipiul Iași nu l-a mai văzut. Da, așa de, de umflat, asta, da? La fel, la fel de umflat și de tulbure apa, cum văzusem în mediul rural. Sunt coduri galbene și portocalii pentru diverse bazine hidrografice. Cel unde am fost astăzi în zona și poate până la ora 22, cod portocaliu. Oamenii spuneau că practic chiar se tem pentru viețile lor și exista la un moment dat o porțiune în care s-a depășit cota de atenție de 72 de centimetri, asta însemnând extrem, extrem de mult, îmi explicau specialiștii. Primarul comunei, în schimb, este pregătit practic să ducă oamenii de acolo, i-a înștiințat să fie atenți, cu siguranță căminul cultural, în caz că e nevoie, da, să sperăm că nu va găzui astfel de persoane. Înțeleg că nu e prima experiență de acest fel, dar parcă niciodată în ultimii 5 ani nu a fost atât de rău. Și mai sunt câteva localități unde a mers prefectul județului Bogdan Cojocaru de ieri să vadă cam care este situația. Cei de la ape, de asemenea Prut, Bârlad, sunt atenți și încearcă să discute cu autoritățile. Pompierii sunt și ei pe fază și dacă n-au scăpat de perioada de zăpezi, credeau că o să ia așa o gură de oxigen. Acum au venit aceste situații inundații. Trebuia să ne așteptăm pentru că cel puțin în zona de șes e de așteptat o astfel de situație, dar ca să treci și de la Paștele Catolic în zăpadă la Paștele Ortodox în inundații. Da, e cam... spune că e un ghinion cam neobișnuit, mare. E neobișnuit, da, sunt multe, cam multe extreme, să zicem, da, mergem în... Deocamdată nu vorbim de victime, asta am vrut să mai spun. Corect. Victime omenești, ce e și ce e foarte trist e faptul că zona respectivă, ce opțiune la și poate fi în vorba de pășune, discutam cu cei care au animale și astăzi le, crescătorii de oi care le erau în zonă cu ele, îmi spuneau că iarăși o să fie o problemă și practic sperau acum să mai poată să scoată oile la păscut ciobenii, dar vor merge în continuare pe furajele pe care le au în gospodării, proviziile pe care le mai țineau așa pentru zilele negre, dacă putem să le numim, și iată că acele zile negre din nefericire au venit. Raluca, te-am mai întrebat și te mai întreb acest lucru pentru că ploaia trebuie să fie evident pentru agricultură o bucurie și este, dar iată că sunt situații în care lucrurile devin altfel, dar ai mai vorbit poate cu specialiștii, e suficientă ploaie sau ne trezim peste o lună de zile că suntem din nou într-o zonă de secetă? Nu e imposibil, nu? Sau nu știm cât de... Sunt comune unde a plouat foarte bine, zona prin care am fost și ieri și astăzi, Focuri și poate Țigănași, dar culmea că sunt și zonele unde a nins foarte mult în județul Iași, adică ei când beneficiază și de zăpadă și de ploaie și când e secetă, de vorbim de lacuri care n-au mai secat de zeci de ani, cel puțin cel pe care astăzi l-am văzut din nou umplut cu apă și vara trecută secat 80%, el cel puțin de 10 ani nu mai arătase așa.
Iar specialiștii nu se gândeau să vorbim de atât de multă apă în zonă deja. Sunt zone care sunt suprasaturate. Da, și altele care n-au suficientă apă, ca de obicei. Exact, da. Fix la extreme suntem. Și plouă mai mult spre orașe, unde nu prea am avea nevoie de ploaie, neapărat. Mulțumesc foarte mult, Raluca, Daria Diaconuc, pentru prezență, sărbători liniștite, să spunem că știrea ta va fi, poate fi văzută și cu ilustrație și cu imagini la ora 19 în jurnal, nu? Raluca, avem și niște imagini, și va mai fi și una mâine seară. Și mâine încă o știre tot pe zona aceasta. Și tot ce mai apare, ca telespectatorii să vadă ceea ce se întâmplă și în această zonă a țării, și cu bune și cu rele. Mulțumesc încă o dată. A fost cu noi Raluca Daria Diaconiuc, județul Iași. Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit să rămâneți pe Agro TV, cum spuneam, urmează emisiuni de profil și apoi ce vor plantele, apoi jurnalul Agro TV de la ora 19. Rămâneți cu bine, ne revedem și ne reauzim. Numai bine vă doresc!